Ediția din acest an a Bike for Mountain a adunat la start 106 competitori formați în echipe de câte doi și a pornit la drum joi dimineață, odată cu startul primei probe. Traseul, unul extrem de dificil, a avut două etape. Prima s-a derulat pe ruta Lerești-Iezăr-Păpușa-Rucăr și a pus la grea încercare pe competitori. De la Rucăr, aceștia au fost transportați cu mașinile și aduși până la Mateiaș. De aici s-a mers pe un alt traseu cu sosire în localitatea Stoienești. Nu știu cum le găsește Clinciu, Lucian. E incredibil. Dificil. Și e părți dificile și părți. Iezăr. A mai fost doar varianta 3 munți. Muncă grea. Muncă grea. Muncă grea. Dificil? Foarte dificil. Cel mai dificil de departe pe care l-am făcut până acum. A fost cam interminabil pentru mine. Da? Ați obosit, nu? Așa, ușor, treptat. E prima etapă. Coborârea dificile. Având în vedere că vin într-o zonă de podiș. De unde din Cluj. Din Cluj? Da. Eu cum l-ați încadrat aseu? Dificil, mediu? Ca urcări, deci chiar suportabil, chiar dacă a fost 2200 de diferență de nivel pozitivă, dar coborările, undele mi s-au părut destul de dificile. În această dimineață s-a dat startul probei a doua, iar competitorii au avut de îndurat un traseu la fel de dificil pe muntele Leauta. Să aveți un traseu plăcut fără evenimente, să ajungeți la finish sănătoși și să știți că nu se ia loc întâi decât unul sau doi. Nu se poate toți, dar să ajungeți toți acolo. Mă bucur că ați ales acest traseu și vă doresc succes! 3, 2, 1! Proba a treia se va desfășura sâmbătă pe muntele Piatra Craiului, iar ultimul traseu se va derula în Bucegi cu sosire la cheile Grădiștei. Cei patru munți, Iezăr Păpușa, Leauta, Piatra Craiului și Bucegi, fac parte din epica aventură pe mountain bike în Carpați.